După pura aparență, putem nedreptăți esența, dând astfel de cele mai multe ori verdicte depreciative. Judecată după esența sa, gândirea extravertită nu este cu nimic mai puțin fructoasă sau mai puțin creatoare decât gândirea introvertită, doar că ceea ce este ei în puteri servește altor scopuri. Această deosebire. Se face simțită mai ales atunci când gândirea extravertită se înstăpânește pe un material ce ține de o tematică specifică gândirii subiectiv orientate. Așa se întâmplă, bună oară, atunci când o convingere subiectivă este explicată analitic fie pe baza unor fapte obiective, fie ca urmare sau consecință a unor idei obiective. Pentru conștientul nostru orientat spre științele naturii, deosebirea dintre cele două moduri de gândire devine și mai evidentă atunci când gândirea subiectiv orientată încearcă să introducă în ceea ce este obiectiv dat o coerență care nu este obiectiv dată, sau, cu alte cuvinte, când încearcă să subsumeze datul obiectiv al unei idei subiective. În ambele cazuri, avem senzația că se face un abuz, fapt care arată că cele două tipuri de gândire își scot la iveală reciproc umbrele. Gândirea subiectiv orientată capătă aparența arbitrarului pur, în timp ce gândirea extravertită pare de o platitudine și de o banalitate fără seamă. Iată de ce sunt cele două poziții într-o neîncetată vrajbă s-ar zice că se poate pune capăt cu ușurință acestei dispute, delimitând net tematica de natură subiectivă de cea de natură obiectivă. Dar, din păcate, această delimitare e de domeniul imposibilului, deși nu puțini au încercat să o facă. Și chiar dacă ar fi posibilă, o asemenea delimitare nu ar duce decât la un mare dezastru, dat fiind că ambele orientări sunt, prin natura lor, unilaterale, valabile numai în anumite limite și tocmai de aceea au nevoie să se influențeze reciproc. Dacă datul obiectiv aduce în prea mare măsură gândirea sub influența sa, o face sterilă, reducând-o la starea de simplu accesoriu al său, ea nemai fiind în stare să se elibereze nicio privință de datul obiectiv spre a-și forma concepte abstrase din acesta. Procesul gândirii se limitează atunci la o pură gândire despre, nu în sensul unei reflexii, ci în sensul unei pure imitații, care nu spune, în esență, absolut nimic nou față de ceea ce exista oricum, în mod nemijlocit și vizibil, în datul obiectiv. Un asemenea proces de gândire se întoarce, firește, în mod nemijlocit înapoi la datul obiectiv. Dar nu duce niciodată dincolo de acesta. Nu duce nici măcar la vreo idee obiectivă legată de experiență, și invers. Când o astfel de gândire are ca temă o idee obiectivă, ea nu mai e în stare să ajungă la experiența singulară concretă, și se menține mereu într-o stare mai mult sau mai puțin tautologică. Mentalitatea raționalist-materialistă oferă exemple strălucite în acest sens. Când gândirea extravertită este prea puternic determinată de obiect și sucombă, ca urmare, datului obiectiv, ea se pierde complet, pe de o parte, în experiențele singulare, producând un maldăr de materiale empirice nedigerate. Mulțimea copleșitoare de experiențe singulare, mai mult sau mai puțin incoerentă, produce o stare de disociere a gândirii, care cere, de regulă, pe cealaltă parte, o compensare psihologică. Compensarea constă dintr-o idee pe cât de simplă, pe atât de generală, chemată să dea coerență sau măcar o vagă impresie de coerență întregului ansamblu adunat la oaltă, dar nelegat interior idei cum ar fi materia sau energia sunt foarte potrivite unui astfel de scop. Când însă gândirea nu depinde în primul rând și în prea mare măsură de fapte exterioare, ci mai degrabă de o idee preluată din exterior, atunci compensarea precarității unui asemenea gând se traduce într-o cât mai impresionantă acumulare de fapte, grupate de-a dreptul părtinitor, după un punct de vedere relativ mărginit și steril, ceea ce face în mod sistematic ca aspecte mult mai valoroase și mai semnificative ale lucrurilor să fie complet pierdute din vedere. Un procent regretabil de mare din amețitoarea bogăție a așa-numitei literaturi științifice de astăzi își datorează existența acestei false orientări. Tipul gândire extravertită După cum arată experiența, funcțiile psihologice fundamentale, a rare ori au sau nu au niciodată toate aceeași forță sau același grad de dezvoltare în unul și același individ. De regulă, precumpănește o funcție sau alta, atât ca forță cât și ca dezvoltare. Iar dacă primatul între funcțiile psihologice revine gândirii sau, cu alte cuvinte, dacă individul este condus în toate faptele vieții sale, în principal, de către considerații ale gândirii, astfel încât toate acțiunile sale de oarecare importanță au drept mobil motiv intelectual gândite, ori au cel puțin o asemenea tendință, atunci este vorba despre un tip gândire. Un astfel de tip poate fi introvertit sau extravertit. Ne ocupăm aici mai întâi de tipul gândire extravertită. Acesta va fi, așadar, conform definiției, un om care se străduiește, desigur doar în măsura în care este un tip pur, să-și subordoneze toate manifestările vieții unor decizii intelectuale orientate întotdeauna, în ultima instanță, după ceea ce este obiectiv dat, adică fie după fapte obiective, fie după idei general valabile. Nu numai în ce privește pe el însuși, ci și în cei privește pe cei din jur, tipul acesta conferă puterea decisivă realității obiective, respectiv formulei sale intelectuale obiectiv orientate. Aceasta este formula care dă măsura binelui și a răului, ea hotărește de frumos și de urât. E adevărat, tot ce o confirmă, fals, ceea ce o infirmă și întâmplător tot ce se petrece indiferent de ea. Cum formula aceasta pare conformă spiritului lumii, ea devine însăși legea universală a lumii, lege care trebuie să se împlinească totdeauna și pretutindeni, atât în individual cât și în general. Tipul gândire extravertită se subordonează formulei sale și toți ceilalți, spre propriul lor bine, trebuie să facă la fel. Căci cine nu o face, greșește, contravine legii universale și este, deci, irațional, imoral și irresponsabil. Tipul de gândire extravertită are o morală ce nu-i permite să tolereze excepții. Idealul său trebuie transpus în realitate cu orice preț, deoarece este, crede el, cea mai perfectă formulare a realității obiective înseși și este, de aceea, totodată, adevărul general valabil fără de care omenirea nu ar putea fi salvată. Căci nu iubirea lui contează pentru el, ci un punct de vedere mult mai înalt, cel al dreptății și al adevărului. Tot ce a simțit în propria sa fire ca fiind necorespunzător formulei constituie fie pur și simplu, o deficiență trecătoare, o disfuncție întâmplătoare ce va fi eliminată cu prima ocazie, fie, dacă acest lucru nu reușește, ceva net patologic. Când se întâmplă ca din formulă să facă parte, totuși, și compasiunea față de bolnavi, suferinți sau anormali, atunci se iau măsuri, întemeindu-se bunăoară instituții filantropice, spitale, închisori, colonii și altele, respectiv se fac planuri și proiecte în acest sens, dar de regulă, pentru a realiza efectiv ceva, nu e de ajuns pe cauza dreptății și adevărului, ci mai e nevoie și de o efectivă iubire a aproapelui, care are de a face însă mai mult cu sentimentele decât cu o formulă intelectuală. Formulări precum trebuie să se sau este necesar să se joacă un rol important. Dacă formula sa e suficient de generoasă, tipul acesta poate avea un rol extrem de util în viața socială ca reformator, ca acuzator public și epurator de conștiințe sau ca propagator al unor înnoiri importante. Dar cu cât formula este mai meschină, cu atât devine mai pisălog, mai pedant, mai critic, mai convins de propria dreptate, mai doritor să se încorseteze pe sine și pe alții într-o schemă iată cele două extreme între care oscilează majoritatea reprezentanților acestui tip